Eu sunt Mihai, iar în ultimul an am început să călătoresc cu motocicleta pentru a descoperi frumusețile acestei minunate țări. Deoarece iubesc natura și drumețiile, am decis ca pe lângă motociclism să învăț diferite tehnici de supraviețuire în natură și practic tot ceea ce este legat de acest domeniu. Recent am cumpărat un teren înconjurat de păduri pe care vreau să îl transform într-un loc de poveste, să adopt un stil de viață sănătos, independent și ecologic. Am creat acest canal de YouTube pentru a vă împărtăși aventurile mele prin această lume minunată și plină de farmec. Să înceapă aventura! Și aventura mea din acest episod începe în Lugoj. După ce mi-am pregătit rucsacul cu toate cele necesare, am pornit spre terenul meu din Ținutul Pădurenilor. Un ținut de poveste în care timpul pur și simplu a stat în loc. Și tocmai ce am ieșit din Lugoj și mă îndrept spre Roșcani, acolo unde astăzi vreau să filmez ceva special, va fi o zi deosebită. Mai am undeva la 70 de kilometri și voi ajunge la teren. Ziua de astăzi, deocamdată văd că este cam închisă, dar se pare că mai încolo va ieși și soarele și va fi o temperatură de luna, nu știu, aprilie, mai. S-au anunțat temperaturi de 18-19 grade, temperaturi neobișnuite de ridicate pentru această perioadă. Haideți că ne vedem la Roșcani când ajung. Căldura acestei zile a adus odată cu ea și acel miros de primăvară, chiar dacă suntem în mijlocul iernii, destul de aproape de bobotează. Doar dimineața îți mai aduce aminte că încă este iarnă, datorită pădurii care este acoperită de acel strat alb de gheață. Și am ajuns și la Roșcani, în această atmosferă de poveste. Ce peisaj avem aici! Este foarte, foarte frumos! De fiecare dată când vin pe acest teren, mă umplu de energie și de o stare de optimism și de... În general, totul este pozitiv. În episodul de astăzi vreau să prepar o mâncare tradițională, o mâncare specific românească. Este vorba de un bulz ardelenesc cu brânză de burduf, o mâncare preferată de ciobani. Acum 2 ani de zile am mâncat pentru prima dată un buz când am fost pe Transfăgărășan, iar apoi anul trecut când am fost cu motocicleta în Apuseni. De atunci am tot spus că voi prepara la mine acasă, iar acum, având acest teren și această vatră medievală, am această posibilitate și mă voi apuca cât de curând de treabă. Câteva ingrediente, foarte simplu și ușor de făcut. Făină de mălai, brânză de burduf și folie de aluminiu. Bun, haide să mă apuc de treabă, că timpul trece și imediat se face seară. Fiind iarnă, odată vine seara. Prima dată voi face un pat din scânduri uscate, pentru că dacă pun direct așchile cu care aprind focul pe acest pământ ud, ele se vor îmbiba automat cu apă și nu se vor aprinde. Farmecul preparării unei mâncări la ceaun sau vatră este dat și de procesul de pregătire a focului, de la aprinderea acestuia până la mirosul și atmosfera pe care ți-o oferă. Toate aceste activități de gătit și trăit în natură te detașează de stresul orașului și te face să trăiești la maxim fiecare clipă. Un sentiment ce nu prea poate fi descris în cuvinte, decât dacă încerci. Voi lua acești bolovani să aibă tirar, să circule aerul. Iar când jarul este gata, îi voi pune la loc pentru a ține mai mult timp. Și am adăugat puțin ulei pentru că nu am vrut ca mămăliga să se prindă de pereții ceaunului.
să o mut puțin că este prea încins focul și nu vreau să fie arde așa tare. Las puțin să răcească, iar apoi o voi pune în aceste două farfurii, să răcească și mai tare și urmează să fac acei bulgări de mămăligă, în interiorul cărora voi adăuga brânza de burduf. Până aștept să se răcească mămăliga și să se facă acel jar, am mai pus câteva scânduri de sub rulotă, voi savura această minunăție de bere de ghimbir. Încă puțin, încă puțin și pot să prepar bulzul. Vom aștepta 10-20 de minute să se formeze o crustă în interiorul bulzului. Va trebui ca acea brânză să fiarbă, să o aud cum sfârie, iar apoi voi lua bulzul din jar și voi gusta să văd dacă a ieșit ce am vrut. Dar cred că va ieși ceva foarte, foarte delicios. E prima oară că fac acest lucru, așa că vedem cum va ieși. Abia aștept să gust. Pentru că vatra își face treaba, va trebui să astup găurile de aerisire. Pentru că nu mai vreau să fie tiraj, vreau ca jarul să rămână aprins cât mai mult timp. Ok, și acum este momentul adevărului, să vedem ce am făcut noi aici. Ia uitați-vă, ce bine arată, vai ce bine arată, uitați și brânza cum s-a topit. Wow, vai cât este de bun, nu se compară cu, sincer nu se compară cu niciun bulz mâncat de mine până acum. Gustul și mirosul acestei mâncări simple nu se compară cu nimica. Eu asociez bulzul cu muntele, iar în același timp cu misterul și farmecul pe care acesta ți-l oferă atunci când mănânci ceva gustos. Sunt foarte fericit că am avut încă o dată ocazia să gătesc la vatră. Această experiență de gătit în aer liber, înconjurat de natură, este unică și merită încercată. Ok, și cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut noul tip de vlog și această, cum a decurs prepararea acestei mâncări tradiționale, acestui bulz ardelenesc. Mie mi-a plăcut enorm, atât mirosul, cât în special gustul. Cea mai bună mâncare este cea făcută de voi acasă. Să încercați, pentru că nu veți da greș. Ok, bănuiesc că ați observat noua introducere. În noul sezon vreau să merg în mai multe drumeții, să descoper lumea, să descoper locuri noi, atât pe jos cât și cu motocicleta. Și aici pe teren iarăși voi practica foarte multe activități de bushcraft, de gătit în natură. Voi schimba terenul, vreau să construiesc o terasă pe piloni, iar pe această terasă voi amplasa ceva special, dar vă voi spune la timpul potrivit, pentru că va fi o mare surpriză.
Să transform, asta e ideea, să transform locul într-unul de poveste, să nu depind de curentul rețelei, de apa rețelei, voi fura o fântână, mă voi alimenta de la panouri solare, iar de fiecare dată când voi desfășura o activitate aici pe teren, voi face un video și vă voi ține la curent. Dacă v-a plăcut ceea ce am făcut astăzi aici și cum a decurs acest vlog, nu uitați să-mi dați un like, abonați-vă mai jos și ne vedem cât de curând într-un nou episod și într-o nouă aventură.